că spunea Toni Greblă că este posibil ca în urma acestor plângeri să fie invalidată această candidatură a lui Călin Georgescu. Domnule Radu Oprea, vin mai întâi la dumneavoastră, pentru că sunteți și membru CSAT. La ce să ne așteptăm când vedem că se discută în Consiliul Suprem de Apărare a Țării despre probleme de securitate națională? Nu am să vorbesc în calitate de membru al CSAT și nici de ministru al economiei, vorbesc în calitate de candidat la alegerile parlamentare. Pentru că în această perioadă, sigur, opinia publică este foarte interesată de ceea ce se va întâmpla în turul 2, despre felul în care un candidat despre care nu s-a știut în sondaje de opinie a reușit să se placeze pe primul loc. Dar eu cred că cele mai importante alegeri pe care le avem sunt cele primele de Ziua Națională a României de 1 decembrie, când alegem Parlamentul și urmarea majorităților din Parlament se va constitui guvernul. Sunt foarte mulți români astăzi care nu se simt reprezentați nici de una, nici de cealaltă dintre variantele care sunt puse pe masă pentru alegerile prezidențiale. Și atunci guvernul, Parlamentul care dă guvernul, devine extrem de important ca pilon al echilibrului într-o democrație. De aceea eu spun că aceste alegeri sunt cele mai importante pe care le avem în față, că echilibrul poate veni de la Partidul Social Democrat în acest moment, pentru că așa cum am văzut voturile exprimate în vară, așa cum am văzut și voturile exprimate acum, Partidul Social poate fi primul dintre partidele care se vor clasa în această tur de alegeri la 1 decembrie, pentru că, cel puțin statistic vorbind, sunt foarte mulți români care și-au votat reprezentanții locali, primarii, consilierii locali, consilierii județeni, președinții de consilii județene, au crezut și cred în politicile publice pe care Partidul Social Democrat le face, în felul în care prin investiții am reușit și reușim să dezvoltăm România și sunt convins de chestiunea aceasta, pentru că merg foarte, foarte, foarte mult pe stradă, vorbesc foarte mult cu oamenii, în mod direct, și lucrul acesta l-am aflat, că, spre exemplu, o parte dintre votanții PSD au crezut că zona de confort și bătălia se va duce în turul 2, din păcate nu au fost prezenți la primul tur, acum regretă, și vor fi prezenți la alegerile de pe 1 decembrie. Cu alte cuvinte, cele mai importante alegeri pe care le avem în față. Cu alte cuvinte, domnule Radu Oprea, PSD nu s-a mobilizat total pentru primul tur al alegerilor prezidențiale, asta îmi spuneți. Eu spun că întotdeauna PSD, când este mobilizat, poate foarte mult și cred că în acest moment toți cei care simpatizează și sunt membrii PSD vor face absolut tot ceea ce ține de ei ca PSD să fie foarte bine reprezentat în Parlamentul României. Domnule Ionuț Stroie, în scurt timp la sediul central al Partidului Național Liberal începe o ședință a Biroului Politic Național. Așadar, Ilie Bolojan, noul președinte interimar, vă bagă în ședință. Care este strategia? Intrăm în ședință pentru a stabili agenda noastră electorală. Avem un examen extrem de important de trecut 1 decembrie. Alegerile parlamentare vor fi cu siguranță total diferite față de primul tur al prezidențialelor. Noi avem nu doar candidați puternici la nivelul fiecărui județ în parte, dar cel mai important lucru este că în momentul de față suntem cu adevărat o echipă cu foarte multe figuri publice, cu foarte mulți oameni care au confirmat în locurile și în orașele și în județele în care candidează, oameni pe care îi cunosc. Noi suntem Partidul Național Liberal și avem motive să fim optimiști că la aceste alegeri prezidențiale vom îmbunătăți sau vom recâștiga încrederea românilor. Agenda noastră este simplă și clară. Vom discuta cu siguranță la această ședință despre, în primul rând, reformarea clasei politice și probabil exemplul nostru propriu va convinge pe foarte mulți înainte de a pretinde celorlalți schimbare,
că suntem demn de încrederea oamenilor. Al doilea rând, avem de aprobat niște decizii privind la reformarea statului și câteva reduceri de cheltuieli care, în mod evident, în acest moment pot degreva bugetul statului, care este, evident, gripat. La fel ne dorim câteva decizii în ceea ce privește viitoarea agendă guvernamentală și parlamentară privind descentralizarea și debirocratizarea. Pentru că, în mod evident, ele sunt o oarecare frână, cel puțin. O întrebare extrem de importantă, domnule Ionuș Troie. Sunt lucruri pe care Bolojan și le dorește a fi stabilite clar și bine de la începutul situației și, credeți-mă, nevoie de întreg partidul mobilizat. Bun. La am înțeles acest aspect. Mare atenție! Este posibil să vedem o decizie a Curții Constituționale referitoare la anularea primului tur al alegerilor prezidențiale. Întrebarea care se pune în aceste momente, în cazul în care vedem această răsturnare de situație, Partidul Național Liberal, pe cine va susține pentru alegerile prezidențiale în cazul repetării votului? Pe Nicolae Ciucă sau pe Elena Lasconi? Pentru că am văzut, Ilie Bolojan și-a anunțat necondiționat susținerea pentru Elena Lasconi. Doamnă, prefer să am o atitudine ușor detașată, pentru că e inflamare foarte mare pe acest subiect. N-aș da curs unor scenarii și... Există pe surse această informație, domnule Ionuț Troie, referitoare la faptul că în cazul repetării votului este posibil să o susțineți pe Elena Lasconi. Haideți să lăsăm Curtea Constituțională să aprecieze și, bineînțeles, să valideze sau nu rezultatul sau procesul electoral al primului tur. Pe procedură, Curtea Constituțională, dacă e să ne raportăm la lege și Constituție, are atribuții. În schimb, pe fond, este evident 1000% aprecierea judecătorilor din Curtea Constituțională. Atenție, alegerile pe lege sau pe Constituție se pot anula pentru fraudă. Dar nu numai pentru acest lucru, pentru că în plângerile făcute apar aspecte care țin de finanțarea suspectă a anumitor campanii electorale, de vicierea consimțământului alegătorului, de lucruri extrem de grave. Eu nu m-aș poziționa înainte de a avea o decizie. Vom vedea cum va interpreta Curtea Constituțională aceste aspecte, pentru că, în mod evident, ele trebuie susținute cu probe, dacă există, și e doar atributul lor să decidă într-un sens sau în celălalt. Domnule Turoș Lorand, în opinia dumneavoastră, cum se vede în UDMR această variantă, acest scenariu explosiv referitor la faptul că este posibil să fie repetat primul tur al alegerilor prezidențiale? Ședința CCR a început în urmă cu câteva minute. Un lucru fără precedent și nemai întâlnit în viața politică română. Eu cred că cei care au avut informații și au fost în poziție de a lua decizii, trebuia să ia anumite decizii înaintea alegerilor. Nu pot să cred că beneficiarii informațiilor clasificate în acest sens n-au primit informații, ori dacă chiar n-au primit, atunci avem o problemă cu servicii. Nu se poate ca dacă a existat o manipulare de acest gen pe o asemenea scară largă, nu pot să cred că a putut să treacă neobservat. Se întunește CSAT-ul. Acei oameni trebuia să se întrunească înainte, dacă au fost informați, să iau o decizie în acest sens. Esența democrației e că poporul își alege președintele și nu o instanță sau nu Curtea Constituțională trebuie să tanșeze această problemă. Așa am considerat și atunci când a fost eliminat din curs una dintre candidați și așa consider și acum. Nu e ok. Înseamnă că avem multe lipsuri privind funcționarea statului. Dacă se ajunge la o anulare a primului tur al alegerilor, dar
Bineînțeles, asta e dreptul și apanajul Curții Constituționale, ceea ce se execută și nu se comentează. Avem o informație de ultimă oră, doamnelor și domnilor, revin imediat, a apărut și răspunsul TikTok cu privire la acuzațiile de manipulare a alegerilor pe platformă. Reprezentanții companiei susțin că nu au găsit nicio dovadă a influenței străine pe platformă. Cu toate acestea, TikTok susține că a șters 10 milioane de urmăritori falși. În plus, au fost eliminate de la începutul acestei săptămâni și 66.000 de conturi false, dar și 7 milioane de like-uri false. O investigație este în continuare în desfășurare. Au transmis reprezentanții companiei. Mă întorc la dumneavoastră, domnule Radu Oprea, pentru că aș vrea să vă întreb cum a fost posibil să treacă pe sub radar o astfel de situație în care vedem că în scurt timp se discută în CSAT și ar putea fi vorba despre o problemă la Securitatea Națională a României. Nu știu să vă răspund la această întrebare. Probabil că în timpul următor vom afla răspuns. Pot să vă spun însă că, spre exemplu, toate casele de sondare a opiniei publice și au fost foarte multe astfel de sondaje publicate, inclusiv de televiziunea dumneavoastră și de alte televiziuni, niciunul din aceste sondaje nu a arătat o tendință de creștere atât de mare a candidaților. Pot să vă spun însă că, fiind în contact permanent cu oamenii, așa cum a spus, am mers mult în târguri, în oboare, pe stradă, am simțit gradual, inexistent la începutul campaniei electorale, faptul că oamenii au început să pronunțe din ce în ce mai deschis opțiunile de vot pe care le aveau. Și lucrul acesta a devenit mai puternic pe finalul campaniei, în ultima duminică. Atunci au început să se exprime foarte mult din cei cu care intram în contact direct spre opțiunile pe care le aveau referitoare la vot. Deci, domnule Radu Oprea, spuneți dumneavoastră, vă rog. Dacă sociologii, dacă specialiști, dacă cei care fac astfel de chestionări ale populației nu au văzut un astfel de lucru, eu ca candidat vă spun că am început să îl văd, să-l simt pe stradă la un anumit moment, vorbind cu oamenii. Spuneți că a stat de vorbă cu oamenii, da? Întrebarea este, pentru că dumneavoastră, dacă a stat de vorbă cu oamenii, poate ați luat pulsul acestora. Cum a fost posibil ca un candidat care nu a stat de vorbă cu oamenii, dar care și-a făcut campanie pe TikTok, să ajungă totuși la acești oameni, mai ales cei despre care vorbeați dumneavoastră, din oboare, din târguri, din zonele acestea de la sate? Exact așa cum spuneți dumneavoastră, prin cadrul rețelelor de social media. Mă gândesc că nu toate persoanele, nu toți oamenii de la sat au TikTok. Ei, o să vă mirați. O să vă mirați cât de mult și cât de prezenți sunt pe rețelele de social media cetățenii români, atât aici, atât cât și din diaspora. Sunt foarte prezenți pe astfel de rețele sociale și se pare că mesajul pe care l-am primit din partea cetățenilor este evident că politicienii trebuie să se schimbe, să știe să vorbească mai deschis, mai aproape cu cetățenii, să explice mai bine tot timpul de ce, pentru ce iau anumite decizii. Probabil că mergând pe ideea că dacă se întâmplă lucruri care nu s-au întâmplat de 30 de ani, spre exemplu, ieri am aprobat în guvern strategia pentru industria națională de apărare, nu am avut o astfel de strategie și niciodată de la Revoluție încoace, aprobată de un guvern. Am crezut că dacă facem astfel de lucruri, este bine că cetățenii vor înțelege, că văd cum cresc autostrăzile, că văd cum se echipează spitalele. Am crezut probabil că astfel de lucruri sunt suficiente. Uitați că nu sunt suficiente, trebuie să le comunicăm mult mai bine, mult mai aproape, mult mai transparent. Și acesta este mesajul pe care noi, cei de la Partidul Social Democrat, l-am înțeles. Sperim și spunem că suntem soluția de echilibru și sunt foarte, foarte, foarte mulți dintre cei cu care am vorbit și zilele acestea, care îmi spun că, într-adevăr, preferă un candidat. Domnule Oprea,
pe care îl cunosc, pe care îl văd, care a fost și cu care pot vorbi în mod direct, care răspunde la telefon, la WhatsApp, la, la astfel de lucruri, decât un candidat care este doar așa efemer pe rețelele sociale. Dumneavoastră sunteți membru CSAT și v-aș întreba, procedural vorbind, nu vreau să vă antepronunțați, dar procedural, ce ar însemna ca astăzi, în urma ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării, să reiasă că vorbim despre o adevărată problemă de securitate națională și că vedem factori statali implicați în alegerile din România? N-am să fac astfel de comentarii. Ar fi o vulnerabilitate pentru țara noastră acest aspect? Ședința CSAT. Mă uit însă că, sigur, votul este singurul care legitimează democrație și este foarte corect ce a spus domnul Duroș referitor la faptul că se desfășoară alegerile și că rezultatul alegerilor trebuie să fie determinat al votului popular. Dar în lege există în același timp și prevederi foarte clare, specifice. Niciunul dintre candidați, chiar dacă obține voturile majoritare, nu poate fi mai presus de lege, nici înainte de a deveni sau de a ocupa vreo funcție publică, nici în timpul în care ocupă funcții publice. Legea trebuie respectată și atunci probabil că instituțiile statului trebuie să se manifeste și să ne explice astăzi foarte clar dacă există și să răspundă extrem de rapid contestațiilor sau cererilor făcute de diverse autorități ale statului, pentru că dumneavoastră ne solicitați mie, colegilor de emisiune, să ne pronunțăm pe anumite chestiuni care nu țin de postura noastră de candidat de astăzi sau de reprezentant al unui partid politic. Ele trebuie să fie investigate de autoritățile competente ale statului român. Păi ar fi trebuit să fie investigate, domnule Oprea, cu mult înainte, repede. Pentru că aveți premierul României, sunt instituții în țara asta care vedem că nu au făcut aceste investigații și s-a ajuns în acest punct în care vedem că este posibil să fie anulate alegerile prezidențiale primul tur. Și o ultimă întrebare, domnule Oprea, ce ar însemna acest lucru pentru candidatul dumneavoastră sau pentru țară, în primul rând? Eu cred că este trebuie să vedem exact care vor fi deciziile de astăzi. Niciodată Partidul Social Democrat nu s-a pronunțat asupra, în ultima parte, ați văzut lucrul acesta, în ultimul timp, ați văzut lucrul acesta foarte clar. Nu ne-am pronunțat asupra vreunei decizii a justiției sau de aceea nici nu voi face vreun comentariu înainte. Așteptăm să vedem ce se întâmplă, care vor fi deciziile. Sunt instituții ale statului român și cu certitudine vor fi reacțiile de la Partidul Social Democrat. În schimb, eu vreau să spun că cele mai importante alegeri sunt cele de pe 1 decembrie, pentru că majoritatea din Parlament poate și trebuie să fie acea zonă de echilibru a societății care poate să balanceze și să echilibreze în acest moment oricare din parcursul nostru. Până la urmă sunt mai mulți piloni în democrație. Parlamentul este cel mai important dintre acești piloni, pentru că Parlamentul este cel care, prin majoritățile formate, dă guvernul în continuare. Bun. Iar Partidul Social Democrat întotdeauna a arătat că este aproape de oameni și că putem să facem și să ținem acest echilibru pentru dezvoltarea României, pentru economia noastră, pentru locuri de muncă. Domnule Ionuț Stroie, aș vrea să vă mai întreb în aceste momente, dacă vedem această răsturnare de situație, ce înseamnă ea pentru țară? Dacă vedem că CCR ia această decizie de anulare a primului tur al alegerilor prezidențiale, pentru că există acest risc. Doamna, niciodată nu am comentat sau nu am făcut aprecieri de natură personală asupra deciziilor CCR și niciodată un partid serios sau un politician responsabil nu va încerca să influențeze politic sau să interpreteze politic vreo decizie a curții. Conform legilor acestei țări și mai ales a legii alegerilor prezidențiale, CCR are nu doar atributuri, dar și obligația de a veghea la desfășurarea alegerilor. Apoi, conform Constituției, Curtea Constituțională validează rezultatul alegerilor. Corect. Bineînțeles, luând în considerare toate aceste aspecte de legalitate.
pe procedură CCR are atribuții, pe fond, evident, aprecierea este a judecătorilor CCR. Ne confruntăm cu o situație fără precedent, din păcate, dar căreia, în mod evident, trebuie să-i facem față. CSAT-ul sau convocarea lui în acest moment este un semnal serios. Nu merg mai departe cu supozițiile. N-am făcut parte nici ca ministru din CSAT și nici măcar nu cunosc agenda discuțiilor de astăzi. Dar probabil... Agenda este publică, domnule Ionuț Stroie. Și, eu mă refer la conținutul acelor documente. Probabil sunt riscuri la adresa Securității Naționale generate de acțiunile unor actori cibernetici statali și non-statali asupra unor infrastructuri ITNC. Cu responsabilități în domeniul trebuie în această ședință să pună la dispoziție informații, documente, analize și este legitim, aș putea spune chiar obligatoriu, ca toate instituțiile cu atribuții și responsabilități în procesul electoral să evidențieze dacă există sau nu fapte, campanii, finanțări, influențe, mai ales când vorbim de candidați care, de exemplu, declară legal și public că n-au cheltuit niciun ban în campanie, dar ce să vezi, dintr-o dată e foarte greu de crezut că un candidat radicalizat și poziționat într-o orientare anti-europeană crește din senin. El nu a fost evidențiat, să știți, sau descoperit nici măcar de cercetările sociologice ale unor instituții. Asta este și întrebarea tuturor, domnule Ionuț Stroie. Cum a fost posibil? În mod evident că din cei 14 candidați, 13 au avut o campanie convențională, unul a beneficiat, și n-am să fiu subiectiv în aprecieri, de o campanie invizibilă, dar care a fost foarte penetrantă în zona online, cel puțin în ultima parte a campaniei. Nu merg mai departe să vorbesc despre agresiuni hibride asupra țării, nu merg mai departe cu aceste lucruri, pentru că sunt un politician responsabil să vorbesc despre interferențe străine sau chestiuni de natură penală. Așteptăm deci informații ale tuturor instituțiilor publice. Noi, liberali, suntem în momentul de față mult mai preocupați să mobilizăm oamenii la vot, să încercăm să reclădim încrederea oamenilor. Nu ne substituim, să știți, nici CCR-ului, nici AEP-ului, nici ANAF-ului, nici CSAT-ului. Fiecare trebuie să-și acționeze conform propriilor responsabilități. În momentul de față, pentru noi, mult mai important sunt alegerile parlamentare, care sunt cruciale. Și aici nu mai e vorba despre partide, din punctul meu de vedere, este vorba despre siguranța națională, despre țara noastră. Votul pentru PNL este, în mod evident, votul pentru o Românie democratică și modernă. Și apropo de ce spunea domnul Oprea, eu cred că cu toții au înțeles mesajul pe care românii l-au dat în primul tur al alegerilor prezidențiale și de aceea vă spun, noi liberalii încercăm să facem un efort ca parte din agenda noastră în primele zile să fie canalizată în a schimba, ați văzut foarte bine, modul de a acționa, de a face politică, am schimbat conducerea partidului, ne-am canalizat pe comunicarea măsurilor pe care le vom face, apropo, la guvernare, dacă Ilie Bolojan este numitorul comun a unei viitoare posibile alianțe politice, chiar de dimensiuni foarte mari, naționale, care să guverneze această țară, noi venim cu măsuri reale, nu populiste, unele realiste, în care, evident, să punem lucrurile în ordine în statul român, pentru că în momentul de față există o dezordine instituțională, există o generat de tot ce înseamnă campanie electorală și rezultate. Și știți foarte bine... S-a făcut o analiză în partid pentru a vedea cum a trecut așa neobservat Călin Georgescu? Pentru că și dumneavoastră partidul ați avut mai multe sondaje pe care le-ați și... Adică au fost făcute sondaje de case de sondare date publicității la comanda PNL. Și întrebarea este unde era acest candidat în sondajele acelea? De ce nu s-a regăsit? Doamna, noi nu avem timp de asemenea lucruri. Noi am înțeles mesajul românilor. Ne reformăm imediat, ne-am schimbat și conducerea și modul de acțiune, dar vă putem confirma faptul că acest Călin Georgescu este o alegere care pune în pericol România. Ne-am spus foarte clar opinia. Noi considerăm că voturile investite în domnul acesta apărut de nicăieri sunt o non-soluție pentru viitorul acestei țări. Și ați văzut foarte bine cum a reacționat economia acestei țări, ați văzut, în sens negativ vorbesc, cum a reacționat zona bursieră, ați văzut foarte bine reacții virulente din zona și spațiul democratic al acestei lumi. De altfel, înțeleg că la Moscova este o bucurie generalizată chiar pe presă și pe tot ce înseamnă declarație publică a nomenclaturii domnului Putin. Din punctul nostru de vedere, forțele pe care le susținem sunt cele democratice, pro-occidentale, pro-europene. Ne concentrăm pe programul de guvernare pentru România.
încercăm prin domnul Ilie Bolojan să adunăm în jurul nostru, evident, pe toți cei care își doresc să mențină această țară. Și am spus că sunt măsuri în primă fază care țin de reformarea clasei politice, în al doilea rând de reformarea statului prin debirocratizare, prin dereglementare, prin descentralizare, și Ilie Bolojan își dorește o țară cu reguli mult mai bune, mai tari și mai puternice decât există în acest moment. Din punct de vedere economic, știți foarte bine, noi liberalii tot timpul am fost pentru creștere economică, pentru susținerea proiectelor și investițiilor din zona privată, lucruri care cu adevărat impactează în viața românilor. Nu aceste mesaje mesianice, nu aceste vorbe fără conținut care țin mai degrabă vorbe de... Vorbe fără conținut, domnule Ionuț Troie, care au ajuns la urechile alegătorilor. Vin și la dumneavoastră, domnule Turoș Lorand, ce ar însemna până la urmă o astfel de decizie de anulare? Care ar fi impactul? Anularea alegerilor, desigur. Eu cred că ar fi ar avea un impact negativ. Nu știu dacă Europa în ultimele decenii s-a mai întâmplat așa ceva. Eu n-am cunoștință de așa ceva. Așa cum am spus, aceste lucruri trebuiau văzute înainte. Acum înțeleg că de la dumneavoastră că AIPU a făcut sesizări. Acele afișe sunt acolo de o lună de zile și nimeni nu a observat. Nimeni nu a observat care are atribuții în acest sens. Pe mine copiii m-au avertizat sau informat, să spun așa, cu 3 zile înaintea alegerilor de un candidat care, cum am spus, băiatul ăsta, vezi că va rupe. N-am știut, nu i-am știut numele. Da. Nu pot să cred că cei care au atribuții în acest sens n-au observat. Atunci când copiii au observat. Interesant, poate că instituțiile statului au observat prea târziu? Deci acum încercăm retroactiv să facem ce? Lucrul s-a întâmplat. Întrebarea e dacă mai permitem așa ceva. Dar totodată vă spun, așa cum am spus, nu e rolul meu să comentez o decizie a CCR. Dar cu siguranță se știa acest lucru. Și s-a văzut și prin voturi. Eu sunt din județul Satu Mare. Dacă mă uit aici la secții de votare, primul proces verbal s-a făcut într-o comună mică, Săcășeni, unde din 9 consilieri, Partidul Național Liberal are 3 consilieri și a primit 7 voturi. Restul s-a dus la domnul Georgescu. Mulțumesc.